Ediția de pandemie a evenimentului internațional Noaptea Muzeelor de anul acesta a fost cu totul specială. La Buzău am mers și împreună cu colegii mei am adoptat o formulă, haideți să-i spunem, hibridă, în sensul că ne-am invitat vizitatorii să rămână acasă în siguranță în fața laptopului, calculatorului, însă o parte dintre noi am fost aici, am deschis sălile de expoziție, am pus în funcțiune toate echipamentele de muzeotehnică pe care Muzeul Județean Buzău le deține, am luminat fațadele muzeului ca și cum, sau mai bine zis, ca într-o noapte a muzeelor normală. Evenimentul a însemnat, de fapt, un maraton foto-video online la care vizitatorii virtuale au avut acces gratuit și pe care, conform numărului de vizionări, l-au urmărit cu interes. Cu filme, cu materiale realizate și de către dumneavoastră din presă, colegii dumneavoastră, de către noi în cadrul muzeului, colegii noștri, un maraton foto-video care s-a întins pe 2 ore și jumătate și care până la ora aceasta, sau mă rog, în zona nopții muzeelor, a însumat 22.798 de vizualizări, ceea ce pentru noi înseamnă foarte mult. Beneficiarii direcții au avut ocazia să vizioneze un rezumat video al edițiilor din anii trecuți și să participe la prezentarea colecțiilor permanente susținute de custozii acestora. Deși numărul de beneficiari direcți în acest context este unul mult peste vizitatorii din noaptea muzeelor, ne-am dorit să reușim să ne întoarcem la formatul clasic, pentru că experiența muzeală nu poate fi înlocuită de nimic din tot ceea ce înseamnă online. A fost bine, dar a fost muzeul gol. Noaptea muzeelor online a însemnat un succes real la Buzău și cele aproape 23.000 de vizualizări răsplătesc efortul organizatorilor de a le oferi buzoienilor senzația că au făcut un tur aproape real al Muzeului Județean.